Salut, eu sunt Bogdan și bine v-am găsit la un nou vlog, fraților. Tot pe stadion, tot la fel îmbrăcat, pentru că în acea zi fratele vostru muncește și face mai multe clipuri. Pentru că atunci când am idei, filmez forță. Sunt zile în care, nu știu, trec 2, 3, 4 zile și n-am nicio idee. Adică n-am idee să-mi placă mie să fie ce trebuie. Că așa idei am, dar nu prea îmi plac mie pentru că nu-s genul meu, ca să zic așa. În fine, fiți atenți ce idee mi-a venit astăzi. Acum să vedem, doamne, dacă ne și iese. Că ideea o am, dar da. Să vedem la practică cum stăm. Am aici o sfoară, după cum vedeți și voi. Un ciolofan aici mai mare, dacă te dai tu puțin în spate, să-l vadă ei. O să-l întindem imediat, este imens. Are undeva la vreo 15 metri pătrați, bădam, dacă mi-aduc eu bine aminte. Da, este imens. Avem aici și GoPro-ul meu, săracul GoPro, care a suferit multe, dar încă mai merge. Pentru ce facem noi astăzi, este perfect, filmează. Nu putem să-l mai băgăm în apă sau chestii de genul ăsta, pentru că nu mai e ce trebuie, intră apa în el și se strică. Vreau să facem în felul următor. Întindem ciolofanul ăsta aici și vreau să facem ca o parașută, exact ca o parașută, și să prindem GoPro-ul ăsta cu ațe și să încerc să înalț această parașută și să avem cadre filmare de pe GoPro. Înțelegi? Hai să vedem, adică dacă să facem reușim. O parașută imensă și să încercăm să vedem dacă se înalță. Să facem o parașută handmade, așa, făcută de noi. Exact, făcută de noi. Îți dai seama, nu pot să sar eu cu ea sau să fac vreo prostie din asta, că nu e ok. Nu știu dacă se înalță, deși ciolofanul este foarte, foarte mare, o să vedeți. Bate și puțin vântul, este ce trebuie. Acum să vedem. Sperăm să ne iasă tot experimentul, că până la urmă îl încadrăm la experimente și pe ăsta. Exact, ca un fel de experiment este și ăsta. Îi dăm drumul la treabă, lăsăm camera undeva aici, întindem ăsta și ne apucăm de treabă, bine? Hai! Hai! Deja alea vântul, vezi? E perfect acum! Mamă! Bă, aoleu! Bă, ar trebui să funcționeze! Mamă, da, nu le hei, foarte! Asta l-a pus și pe ăsta la. Da, așa. Poate plec cu tot cu el. Asta, ține-l zi cu ăsta. Păi drumul. Ia. Da, Lena. Trebuie să prindem din colț în colț până la mijloc. Ață din asta. Și la mijloc să prindem GoPro. Și ce zic? Bolovan, căutăm centru. Căutăm centru care este. Un pic așa din noi. Am și aici la centru. Și eu îți dau ață de aici, bam. Dai ața și legi acolo, acolo și acolo. Cred că e ok, nu? Ăsta îl lăsăm aici la lucru, ce? Îl legi acolo și după aia când îl dai, facem și aici noi. Ok. Și le legăm pe toate acolo, la mijloc, nu? Da. Atunci iau ăsta. Acum să vedem dacă ne iese ce vrem noi. E puțin cam greu, dar încercăm. Oricum, ideea mi se pare super mișto. Chiar este, scrie ăsta. Dacă ne și iese, e forță. Bă, nu mai înțeleg vremea asta. Când e soare, când e umbră. Bă, când am filmat noi ăla cu gaz, știi? Era soare, bătea vânta. Uite, acum uite. Aici chiar soarele. Znori mulți din care e treaba? Când am vrut să facem clipul ăsta, genera soare și nu bătea deloc vântul. Și ne-am rugat la alea cât de vânt. Da, și acum ne-am rugat la puțin vânt. Doar că după ce facem clipul ăsta, dacă ne iese, mai am încă o idee forță și n-am avea nevoie de vânt. Adică dar suntem pretențioși și noi acum. Suntem pretențioși, într-adevăr, n-avem cum să apăsăm pe întrerupător și să facem cum vrem noi. Ce bine era. Era bine, da. Lasă așa, nu îl supărăm pe doamne, doamne, că și tu ce vine. Nu vreau să mi-aduc aminte. Bă, mă crezi că chiar sunt curios să văd dacă funcționează? Da, mă, e un experiment interesant și pentru noi. De asta zic, clipurile astea îmi plac mie. Adică să fie și pentru mine interesant, să vreau și eu să-l fac. Să-mi stârnească și mie interesul, nu? Că altfel nu mai faci cu aceeași pasiune, știi, cu aceeași treabă, nu mai ai același chef. Deci astea le nodăm așa. Ok. Și după aia aici pe interior. O să vină ăsta băgat așa. Ok. Și tu când tragi de el, sau gen așa, ca să-ți vină mai ușor pe lateral, știi? Ok, ok. Și tu o să tragi de el așa. O să ai sfoară legat în partea asta, așa aici, ca să poți să dai drumul, da.
cu aceeași sfoară, să-i facem nod și de ce vreau să-l legăm și aici și aici? Ca nodul ăsta de aici să nu oscileze cum vrea el aici, înțelegi? Să nu se plimbe, exact, să n-aibă loc de scăpare. Cum ok, hai să facem asta. Hai. Și după le arătăm și lor ce a ieșit. Da, hai. Am terminat, am legat noi aici, am făcut 66.000 de noduri, da. Dar nu mai contează, important este să țină, să nu se rupă. Am pus și o țeavă, ce am făcut noi aici, da, am emoții deja dacă mă întreb pe mine. Deci cam așa, știi? Și trebuie să fug, să fug cu el, să înalți tot ăsta. Păi eu cred că trebuie să te duci așa, ușor, să tragi încolo. De... să dăm bolovan la o parte, că tot dacă ai ridicat de colțurile astea două, o să prind aer și o să-l întoarc așa, zic eu. Stai să eliberăm bolovanii. Prea multă? Nu, e ok. Mă trage pe mine, Doamne. Trebuie să încerci să ridici cumva. Bă, tu și ce grea-i, mă? Bă, Doamne, mă trage pe mine, Danule. Bă, dă-i drumul la ăsta, dă-i drumul, lasă să se înalți. Dă-mă, trage-o de ață, așa. Dă ăla în față, nu poți să țin asta. Dă-i drum. Adu-mi ăla. Da, nu poți. Nu pot, mă taie la frip la deget. La frip la deget dacă nu țin de asta. Și ce zic, mi străgea și m-a... Ok, hai. Bă, dar ce fel se ridică, ai văzut? Aaa, nu cred! S-a rupt, băi, Badan. Dar era mișto. Am schimbat atele, am pus din asta mai groasă, verde. Nailon, șufă groasă, că e problemă. Șufă groasă, zic, a fost problemă. N-ai văzut că s-a rupt. Și acum, haideți să vedem, asta n-are cum să se mai rupă niciodată. Doar hai să se desprindă de la colțuri, știi? Ia încearcă și trage acum. Așa, așa, fugi în cer. Tare, tare, fă... Să încerc? Nu! E grea o rău tare, nu pot să... N-am putere să trag de ea. Că trebuia să fim mai mulți. E greu rău. S-a auzit ceva? Bă, nu știu, cred că mi-a dat eu drumul la ața asta aici. Bă, a pocnit ăsta aici, bă. Mamă! Nu te leac ceva la pocnit. S-a rupt ăsta, dar ar trebui să mai meargă. E prea puternic, băi, Badan, pentru noi. Bă, e puternic rău. Și ce aș vrea să încerc? Ia. Yeah. Să-mi pun ghiozdanul, să-mi alegi ghiozdan. Să alerg așa cu ea. Ultima treabă, ce zici? Hai să punem ghiozdan. Încercăm? Da, hai. Invers, invers, invers! Ăla-i, ăla-i! Bă, mă, trage înapoi, Dan! Bă, nu pot să mai trag, ui! Hai! Hai! E forța, a fost forța asta. Bă, mă, trage înapoi în râu! Bă, jur, cât și fel te trage înapoi, câtă forță are! N-ai cum să o ridici la pământ. Ea, indiferent cu ce viteză ai alergat, cred că... Trebuie să sar de undeva. Cred că la același nivel o să stea. Trebuie să sar de undeva și chestia asta nu o fac pentru că este foarte periculoasă și nu mi-aș pune viața în pericol. Corect. E foarte mare asta, dacă era mai mic, era mult mai ușor. Era mult mai ușor. Și trebuie să-l faci în așa fel încât
să poți să-l tragi tu, nu să te tragă el pe tine. Corect. Tu trebuie să-l tragi în jos ca să intre aerul sub el să-l ridice. Corect. Dacă tu n-ai puterea, ai văzut că el zboară așa într-o parte. La nivelul pământului. S-a oprit poliția, se uită la noi. Da? Da. A venit mașina de poliție, se uită la noi. N-ai nicio problemă că nu facem nimic rău. Gata, l-avem aici iar pe parașutistul nostru. Dar... Bă, trebuie neapărat să opresc camera să-ți arăt. Deci trebuie neapărat să opresc camera să-ți arăt. Tot ce am putut eu. Like acolo că nu mai pot, deci nici nu pot să... Oprește-te, îți arăt. Nu prea am văzut bine pe cameră, băi, sunt rupt, aș bea o gură de apă. Mergem după nu mai pot. Nu mai pot. Vrea și Danu să încerce, că i-a plăcut și a zis că bagă și el o tură. Hai! E greu, băieți. E greu rău de tot. Te rupe. Bă! Te rupe. Mai mult s-a ridicat la mine. Da. Mai mult. Ai prins vânt mai bun, rău. De-aia zic cum e. Ma! Îți rupe picioarele, mușchii de la picioare. Ăsta e bun de antrenament la fotbal. E incredibil așa ceva. Oricum am așa ceva la fotbal. Știu, dar o din aia mică în spate. Ia să fac outro, că nu mai pot. Vreau să beau o gură de apă, băieți, că-mi vine rău. Atât a putut fratele vostru astăzi, este și foarte cald afară. Ne simt că amețez, vorbesc serios, sincer vă zic. Simt că amețez, vreau să beau o gură de apă, că nu mai pot să mai stau în picioare. E foarte greu, am dat tot ce am putut, sper că vă place. Dacă vreți, apăsați butonul de like. Băi, nu pot să mai vorbesc. Hai, lău, Badane. Stai relax, mergem la robinet. Stai puțin, că mă ia... Mi-a cu rău, așa, amețez. Hai la umbră, fă, s-a terminat și hai la umbră. Da, oprește puțin. Am fost aici la stadion, la paznic. L-am rugat frumos să-mi dea niște apă să beau, să mă dau pe față. Pentru că, efectiv, jur și nu fac la mișto și nu-i vorba. N-am făcut niciodată chestii de genul ăsta și nu sunt genul să exagerez sau să zic nu așa. Nu ne facem, că dar chiar simțeam că îmi vine rău de la căldura aia și alergatul ăla. Poate vouă vi se pare ceva ușor, dar aia în spate este foarte mare. Când se umflă cu aer, e foarte grea de tras, e foarte greu de tras. E imposibil. Și n-aveam forță, efectiv n-aveam forță în picioare, am alergat cât am putut eu. Și vreau să zic că înainte de asta am mai filmat un clip. Tot în soare, tot în soare, tot aici pe stadionul ăla cu gaz, pe care l-ați văzut probabil deja sau urmează, nu știu cum le postez. Ăsta a fost clipul, sper că v-a plăcut. Dacă vreți, fac și partea a doua cu ceva mai mic, să putem să o tragem după noi. Pentru că ce am făcut noi aici, repet, ne trebuiau vreo 5 oameni, cred că, să ținem toți 5, să tragem de ea ca ea să se ridice. Corect. V-am explicat de atâtea ori să avem greutate să se lase în jos. Și ce zic? Da. A fost imensă ce am vrut eu să fac. Bineînțeles, mereu ceva wow, bombă. Ăsta a fost clipul, sper că v-a plăcut. Un like acolo dacă vreți, dacă v-a plăcut, bineînțeles, dacă nu, nu e nicio problemă. Bogdan, Danu, iar noi o să ne revedem, bineînțeles, la următorul vlog. Vă salut!